Apropo de suporteri, de fani și de proiecte în general, da? Păi, domnule, de ce nu luăm și noi proiectul lui Glasgow Rangers? Liga 4-a? Se juca cu casa închisă. Se juca cu casa închisă, abonați. De ce să nu văd? Gândiți-vă că să aibă 10, 15, 20, 30 de mii de abonați care umpleau stadionul din Ghencea, 30 de mii de abonați la proiectul ăsta. Au fost 1500, 2000, nici nu știu cât sunt. E greu acum să ne comparăm cu englezii, cu scoțienii. Da, de ce? Cred. 100 de dolari pe an, Au început 100 de dolari fotbalul sau cu 100 de 100 de euro ani pe an înaintea ai, noastră. da? Da. Adică n-ai face un efort pentru Dar nu echipa la ta? nivel de masă, nu cred. De ce? Păi că nu sunt amatori, nu 100, găsești. 100 de euro Nici pe nu an? știm să Dom'le, propagăm dacă sunt zeci de mii, sute ideile de mii astea. de suporteri steliști, adică cu proiectul de la CSA, da? De ce nu sunt, domne, 50, 60, 100 de mii? Să-i văd. Adică cine trebuie să vină acolo să spună, domnilor, veniți să facem abonamente? Ok, am văzut ceea ce s-a întâmplat, reacția în partea asta. Trebuie să ai un la FCSB, serviciu că de sunt marketing 2-3 mii, 4 serios. Trebuie să ai un serviciu de marketing serios? Serios, solid, cu oameni mulți. Adică și oamenii ăștia să aibă cumva informația ce se întâmplă, cum se cheltuiesc banii aia, nu? Da, sigur că da. Aibă un control al banilor pe care îi dau. Da. Adică eu cred că echipa asta ar putea să ajungă să facă performanță dacă fiecare fan, cei care susțin acest proiect și această echipă, aș da și eu 100 de euro pe an. Ca să vină lumea, aș da și eu 100 de euro pentru, nu, crede-mă, pentru numele ăsta, da? Da, înțeleg. Pentru înțeleg. Steaua, da?